Cele mai ieftine jocuri și skin-uri le găsești pe gdea.com, link-uri și codul de cashback sunt în descriere. Salutare tuturor și bine am găsit un episod de Clash Royale. Bine, din câte vedeți am 600 de trofee, sunt Arena 2, nu mai am foarte mult până la Arena 3, știu că e la 800 de trofee, dau 800 de trofee. Avem niște free chest-uri, să le deschidem pentru că n-am mai jucat de ceva timp. Hai să vedem ce avem pe aici. Niște upgrade-uri, mai avem un chest din ăsta, așa cu gold, din ăștia, bun. Mai avem și din ăsta. Upgrade-uri la toată lumea. Bă, dar eu de când am scheletoni? E aproape să fie. Bă, ăștia nu-i mai folosesc. Hai să încercăm să folosim și scheletonii. Use. În locul ăsta, încă spirit goblinii sunt cei mai șmecheri. Hai să vedem. Shop. Ce avem aici? Cu 5 lei poți să-ți iei un pouch of gold, gemuri și un magical chest. N-am chef să bag bani în jocul ăsta. Hai să dăm și un tap to unlock aici frumos și dăm battle. Hai să vedem cu cine picăm, dacă câștigăm sau nu. Aș aprecia foarte mult dacă ați apăsat și pe butonul de like. Stați așa că am ieșit din ăsta. Bun. Ia uite, mi-a dat direct. Oh my god, ce a făcut ăsta? Punem witch-ul ăsta să-i rezolve pe acest scheleton. Mă rog, un pic cam încet m-am mișcat eu la faza asta, dar e ok. Bă, dacă mă credeți, nu știu ce a încercat el să facă cu săgețile alea. Uite, să punem și scheletonii ăștia, nu știu, vedem care-i treaba cu ei. Bun. Hai să luăm turnul, până am pus gigantul aici, așa, mi-a murit witch-ul, fuck! Mi-a murit witch-ul, dar mergem destul de tare pe turnul ăla, deci... E ok? Bă, dacă nu au luat ei turnul, că nici n-am... Aoleo, stai, nu! Mamă, am avut și o gigant, da, am avut! Să punem un archer. Punem niște spear goblins. Bă, urât a fost faza asta. LOL, ăștia au un singur elixir, ce tare. Bă, hai că nu mai am așa multă viață la turn și mai avem goblinii ăștia. Hai că le luăm turnul, ești nebun? Fii atent. Fuck. Uite, deci fii atent. Pun un giant. Gata, am luat turnul. Sal, ne auzim. Am câștigat. Te pupă, frate, tu. Salut. Pup. Câștigat primul match. Bun, 3 coroane. Și cred că o să avem un crown chest, dacă nu mă înșel. Trebuie să avem un crown chest. Da, bun, avem, perfect. Deschidem primul crown chest și, mă rog, singurul. Ne pică un card nou, vreau un card nou. Nu upgrade. Ne-a picat un prinț, epic card. Bun. 2 epic carduri. Use. Îl folosim în locul la. Îl știu pe ăsta, asta e super OP. Punem în locul scheleților. Bă, aș putea să fac upgrade la ăștia ca să-mi crească așa un pic level-ul. Știi că oricum am destul de mult gold. Că mi-a doar 50, dar m-a ajutat la level, știi? Și e bine dacă mă ajută la level, că fac level. Știi? Da, bun. Hai să vedem care e treaba și cu ăsta. Uite, să facem upgrade la archer. Bun. Uite, 2v2, lol. Asta e că n-am prieteni, n-am cu cine să joc. Aș vrea să jucăm quick match, să vedem cu cine picăm. Să încercăm și 2v2. Vedem ce se întâmplă acum, că avem și prințul. Teammate. Joc cu un rus. Bun așa. Ce facem, băiți? Avem 2 turnuri mari, ce tare. Bun. Hai să vedem care ar fi strategia noastră. Mamă, câte carduri au pus. Holy fuck. Hai să punem și noi niște săgeți aici. Le-am pus prea în față, fuck. Ok, vrea să atacăm pe acolo. Bun. Punem prințul, punem goblinii, punem ăsta.
Mergem cu tot ce avem pe ei, nebun. Tot ce avem. A pus și gigant omul. Băi, e prea OP 2v2, să mor eu. Hai că mă ocup eu de asta, boss. Stai liniștit, jab. Unul ar trebui să se ocupe de atac și unul de apărare, gen, știi? Uite că a pus și el prinț din ăsta. Nu, a ieșit din raza. Ok, ok, ok. Le-am luat turnul, frate. Le-am luat, gata, i-am bătut. I-am luat. Fau, nu cred. Mamă, la 55. Good luck. Bă, la 55 ne-a luat. Nu-mi vine să cred, deci nu îmi vine să fucking cred, bă. Aveam 55, hai să mai jucăm unul, că mi se pare foarte tare. Foarte tare să joci 2v2 așa. Uite, el are mânuță de aia, nu știu care e în fața cu mânuța aia, dar e ok. Bă, și văd că începem cu 7 elixiri, ceea ce e destul de bine. A pus gigant, frate meu. Bro, learn to play. Mă rog că iau acum elixir de-mi fac, tot, îi fac pe toți ei aproape, dar mă rog. Bă, au 2 giganți, ești retardat? A, mă rog, au mai unul acum. Nu, a dat și el fireball. A, ba nu, e bine, suntem bine. Hai că ei ne-au 1400, suntem super bine. Suntem super, super bine. Ce-i dracu' e ăla? Ai, cu scheleți, am înțeles. Bun. Hai să mai așteptam să facă un pic elixir și punem un prinț cu un arcaș. Ar fi bine dacă ar pune și el ceva când pun și eu. Deci am pus prinț, am pus arcaș. Pune și tu, te rog, ceva, nu mă lăsa singur. Am câștigat. Prințul ăsta e prea OP. Deci dă una de aia și cred că dă 200 sau ceva. Trebuie să mă uit, că dă super mult. Hai să vedem. Deci am câștigat la 2. Băi, îmi place 2v2 super mult. Ia să vedem. Cât damage dă ăsta? 245. Holy fuck, 245 damage, nebun. Hai să mai jucăm 2v2. Jucăm numai 2v2-uri de acum, pentru că văd că mai durează doar 5 ore, gen, știi? Ia să vedem. Ce facem? Bun. Deci, gigant. Eu zic prinț cu witch. N-ați o pasă. Bă, știi care e problema? Că mi-a arătat că, cred că, pe echipierul meu a ieșit sau ceva. Da, mă, uite că a ieșit ratatul, că nu pune nimic. Na. Super singur așa. Cam bine, nu? No? No? Gami plus press, dă-te bă că ai ieșit ratatul ăla, mă, coaie. Cum să-ți iasă cu echipierul din joc, frate? Cât de retardat să fii? Frozen pick, arena 8. Holy fuck. Dar de ce ne dă la arena de-astea așa mari? Nu-i corect. Nu. Uite, eu zic să punem niște goblin cu niște dăștia. Cu un prințuleț, așa. Bă, ei au 2 prințe, nebun, pac, ne-au dat, ne-au făcut praful, nebun, pac. Da, s-a terminat distracția. Păi ce, ei cu 2 prinți? Na. Ne-au bătut, gata, am pierdut. Da, nu mai jucăm la dublu, nu-mi place. Ronaldo, m-a bătut Ronaldo, ești nebun? Da, o să jucăm noi frumos la arena noastră, la arena 2, ia uite ce frumos e aici, nu la arena 8. Oricum avem niște cărți, ești nebun. Bun, deci punem goblin put. Așa, bun, așa. Punem niște spear goblins. Ne batem cu el așa ușor, ușor. Bun. Boss, ești în avantaj, a? Nu prea pentru mult timp și jap. Și ai avut și tu viață. Ai avut și tu witch. Nu mai ai, boss, hai să vedem. Mamă, să-i pun eu pe toți ăștia 3. Mamă, dacă aș avea 15 elixir, cum ar fi pe toți ăștia 3, nu mai ar să-i facă și nimeni. Bă, ce mă enervează dragonul ăsta, adevărat. E super enervant. Bun, hai să punem gigant cu witch.
Și imediat cum se încarcă punem și un prinț. Teoretic, el și-a pus switch, deci nu o să mai aibă foarte multă mana. Mana, elixir. Mai clasic așa cu mana. Haide, haide, haide. Oh, a pus arcaș, fuck. Am pus prinț, a pierdut. RIP. Oh, și spir gobline am pus noi. Ia uite cum mi se duce viața. Uite cum mi se duce viața la turn. Ia uite ce ușor, n-am pierdut nici măcar un turn. Na, frate, așa e, când joci cu profesioniști ca mine, n-ai ce să faci, știi? Adică, mă înțelegi? Bun. 8. Bă, hai să mai deschidem încă un crown chest, adevărat. Dacă îl batem și pe ăsta. Hai să vedem cum jucăm. Bun, a pus schelet. Slabă mișcare. Da, uite-i. Pac, și-au murit toți. Bun, a pus de aia cu scheleții, ultimul prost. Bă, a pus roboțel de la care mă enervează pe mine. Da, hai să punem niște archeri să o mamă, cât dă robotul ăla, marș. O să pun, fii atent. Deci, stai așa, se încarce. Deci urmează și goblin. Mamă, m-a pus prins de ăla, mă. Stai așa. Gigant cu prins așa, o leacă mai în spate. Cu niște goblini. Bă, e... Vai, cât dă ăla. Da, oricum e mort. Nu are ce să facă. Bă, ne-au înconjurat. Să mor tu, că mi-au luat și gigantul și prințul și n-am apucat să le fac nimic. Dă-te, dracu, bă, că nu te cred. Stai că mă duc așa și așa. Și... Da, am pierdut meciul ăsta, nu zic că nu l-am pierdut, dar vreau măcar o coroană, mai iau coroană meciul următor și știi? Vreau chestul ăla, nu de alta. Da, nu mai are, el are 3000 la turn, deci are el 3000 la turn și am atât de puțin. Da, gigantul ăla așa bătaie. Sau nu? Ba, da, și ea. RIP gigant. Ta, mi-a pus schelet. Oh, nu mai supăr jocul ăsta, prea enervant. Bă, hai să punem un prinț pe turnul ăsta și niște goblini. Poate luăm turnul, dar nu cred. N-apucăm să luăm turnul. Eu vreau doar să luăm turnul ăla. A, n-am apucat, fuck. Bă, dacă luam turnul ăla aveam crown chest. Nu-mi pasă să câștig sau să pierd, dar eu doar voiam crown chest. Mi-a luat 15 trofee. Fa, du-te, mă, ce mi-a luat jocul ăsta. Da, e bine, cam aici o să închei și eu episodul, pentru că o să-l fac deja prea lung. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel buton de like, să vedem câte lucruri putem strânge. Și da, eu am fost Gamer, ne vom vedea data viitoare. Pa!